Bineînțeles, Republica Moldova, autoritățile și cetățenii condamnăm astfel de acte care se soldează cu vieți omenești, în cazul de față, cum s-a întâmplat cu ambasadorul Rusiei în Turcia, domnul Karlov, și e de regretat, e de condamnat, iar autoritățile din Republica Moldova să facă tot posibilul ca să nu se întâmple niciodată așa ceva la noi. Și bineînțeles, mi-am exprimat pe lângă condoleanțe și regrete și mesajul din partea noastră că suntem alături de colegii de la ambasada Rusiei, suntem alături de cetățenii Rusiei, de autoritățile Rusiei pentru cele întâmplate și vom fi alături în tot ceea ce poate și Republica Moldova să contribuie în lupta împotriva terorismului.